Cu salutul creștinesc de Doamne ajută, începem emisiunea de astăzi. O emisiune puțin mai diferită, având în vedere perioada în care ne aflăm. Săptămâna mare, săptămâna cea tristă, săptămâna durerii, în care îl însoțim pe Domnul Hristos pe această cale a Calvarului. Nu putem decât să rezonăm cu starea sufletească a bisericii, acea de doliu, de tristețe, pentru că îl vedem pe Domnul îngenunchiat sub povara crucii păcatelor noastre. Dragi ascultători de pretutindeni, îi zic să rămână celui cu care purtăm aceste dialoguri spirituale, Preasfințitului Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugalei. Blagosloviți! Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți! Preasfinția voastră, ne aducem aminte de săptămâna aceasta, privind-o cu ochii de copil, în care simțeam în casele noastre, în comunitățile noastre, o înfrigurare, o stare de așteptare. Știam că nu mai este mult, că postul cel mare este pe sfârșite, dar că mai sunt câteva momente de intensitate dovnicească în care părinții noștri ne duceau la biserică și avem în memoria noastră acele slujbe speciale care se făceau doar în săptămâna patimilor și pe care nu le întâlneam nicăieri. Vedeam biserica înveșmântată în culori întunecoase, sobre, vedeam slujitorii la fel, cântările erau așa cu dor, cu jale, cu se simțea în ele ceva aparte. Și cu această imagine a copilului prezent în biserica de altă dată a satului nostru natal, venim spre maturitate când la alte slujiri, acolo unde Dumnezeu ne-a pus, trăim altfel săptămâna patimilor. Acum Dumnezeu ne-a îngăduit nouă ca să ducem un cuvânt bun prin intermediul acestei emisiuni. Și poate că ar trebui să o luăm cu Duminica Florilor. Deci Duminica Florilor, de unde ușor pășim în săptămâna patimilor și pe cât ne este permis, preasfinția voastră, să transmitem un gând curat celor care postesc cu adevărat și care vibrează la intensitatea domnicească a săptămânii celei mari. Troparul sărbătorii. Creștinii l-au auzit cântându-se duminică la biserică, ies de la casa lui Dumnezeu cu stâlpări de ramuri, cu ramuri de măslin, le duc la casele lor. În mijlocul acestor evenimente e un moment de bucurie. Troparul sărbătorii spune așa, dragii mei, învierea cea de obște mai înainte de patima ta, încredințându-o, pe Lazar din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta și noi, ca pruncii semnele biruinței purtând, ție, biruitorului morții, strigăm, Osana celui într-un înălțime, bine ești cuvântat, cel ce vii într-un numele Domnului. Un tropar frumos care îl se cântă și sâmbătă și duminică, deci o cântare pentru cele două sărbători, chiar praznice, și care ușor ne introduc în atmosfera acestei sărbători. Cum trăiește creștinul de astăzi, preasfinția voastră, Floriile, sărbătoarea mare a intrării în Ierusalim, urmată de zilele din săptămâna patimilor? În măsura în care creștinul zilelor noastre reușește să vină la biserică, la sfintele slujbe, va reuși să trăiască mai adânc, mai deplin atmosfera acestor zile. Începem cu sâmbăta lui Lazar, înainte de pătimirile sale, Mântuitorul a făcut această minune a învierii lui Lazar, prietenul său, intenționat să moară Lazar, era bolnav și știa acest lucru, dar nu s-a dus acolo lăsându-l să moară. Marta și Maria, surorile lui Lazar, i-au reproșat acest lucru și au zis, Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit.
Și Domnul le-a zis, eu sunt învierea și viața, cel care crede în mine nu va vedea moartea în veci. Și s-a dus la mormântul lui Lazar, care era deja îngropat de 4 zile, și a poruncit să iasă afară spre uimirea tuturor. Și a făcut această ultimă minune înainte de patimi, ca să îi încredințeze întâi de toate pe ucenicii săi că el nu moare ca un neputincios, ci moare ca unul care este stăpânul vieții și al morții. Învierea lui Lazar poate fi văzută și ca un răspuns la rugăciunea bogatului nemilostiv, care în iad fiind s-a rugat lui Avram să-l lase pe Lazar, săracul, să meargă la familia lui, ca să le spună să nu facă ce a făcut el și să nu ajungă în același loc de chin. Și Avram i-a zis, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei, pentru că altfel și dacă ar învia cineva din morți, tot n-ar crede. Și iată că în cele din urmă un Lazar vine din morți înapoi. Înviază Lazar din Betania, înviază din morți. Și care este reacția? Vor să-l ucidă și pe el și pe Hristos. Deci Avram avea dreptate. N-au crezut, chiar dacă a venit cineva dintre cei morți să le spună. E o adâncă rânduială a lui Dumnezeu care vrea până la urmă să ne ajute, să ne convingă. Poate că este greșit cuvântul convingă, nu cred că vrea să ne convingă, dar vrea să ne dea mărturie, adică să facă tot ce se poate pentru ca noi să nu ne pierdem sufletul, să nu ajungem în întunericul iadului. Și de aceea face toate aceste minuni. Și este motivul pentru care marea mulțime l-a primit atunci cu osanale pe Hristos când a intrat în Ierusalim, auzind despre învierea lui Lazar din Betania. Au fost uimiți mulți dintre ei și au tăiat ramuri de copaci, au așternut hainele înaintea lui, așa cum ar fi făcut-o pentru un rege, pentru un împărat. Dar el a intrat în Ierusalim ca un alt fel de împărat, că l-are pe un măgar, foarte smerit, și mai mari iudeilor au fost tulburați de ce se întâmpla acolo și au chiar zis, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Au început și copiii să strige, Osana. Sigur că Mântuitorul nu era afectat de osanalele mulțimii, pentru că știa ce urmează să se întâmple, știa că aceste osanale se vor transforma peste câteva zile în huiduieli. Pentru că mulțimea este foarte labilă, ei de fapt vedeau în el atunci un împărat pământesc, voiau un împărat pământesc care să-i elibereze din robia romană, care să facă de asemenea minuni ca și cea cu învierea lui Lazar, ca să-i convingă pe toți, să se supună toți acestui mare împărat, dar împărat pământesc. Ori Hristos a venit să împărățească în alt fel, să ne aducă alt fel de împărăție, împărăția lui Dumnezeu, împărăția iubirii, care este pentru toți oamenii, nu doar pentru iudei. El a venit și pentru romani, nu numai pentru iudei. Și sigur că acest lucru n-a fost înțeles și atunci, în cele din urmă, l-au condamnat la moarte. Au găsit motive, argumente cu care să-l ducă la judecata lui Pilat și, în cele din urmă, să fie condamnat la moarte. Deși Pilat a fost reținut, se temea mai mult, soția lui a avut chiar niște vise care i-au dat de înțeles că nu este bine să fie omorât Hristos. Și Pilat a încercat să-l scape cumva, să-l salveze, dar până la urmă a cedat la presiunea mulțimii, la presiunea arhiereilor și
a mai marilor iudeilor și l-a condamnat la moarte pe Domnul Hristos. Și noi, sigur că îl însoțim pe Mântuitorul prin Sfintele Slujbe din aceste zile, în această suferință pe care El o trăiește pentru mântuirea noastră tuturor. Nu îi putem învinovăți doar pe iudei, pentru că El a pătimit și pentru mine și pentru păcatele mele și până la urmă ale noastre, ale tuturor. Toți suntem vinovați de suferința lui Hristos, de jertfa lui Hristos. Și este de dorit să participăm la suferințele Domnului cu această umilință, cu această compasiune, că și eu sunt vinovat, nu doar iudeii, nu doar Pilat, ci și eu. Și pentru păcatele mele a pătimit Domnul. Dar Domnul nu ne învinovățește, El nu a venit să ne învinovățească, ci El a venit să ne mântuiască și vedem că pe cruce Domnul Hristos își apără răstignitorii și se roagă pentru ei. Iartă-i, Părinte, că nu știu ce fac. Chiar și pe Iuda a încercat să-l abată de la calea lui, în mai multe rânduri, și lucrul acesta este exprimat în Denia, din Joia Mare, în slujba Mântuitoarelor Patimi, că Domnul a încercat, i-a zis, unul dintre voi va vinde, dar vai de cel prin care se vinde Fiul Omului, sau este cel care întinge cu mine îmblit. Una. Sau Fiul Omului va fi dat la moarte și răstignit, va fi vândut, va fi trădat. Dar zice, vai de cel prin care se vinde Fiul. Mai bine ar fi fost să nu se nască. Și toate acestea ar fi trebuit să-i dea de gândit, să-l trezească. Uite că El știe. Ca niște avertismente. Da, dar zice slujba Mântuitoarelor Patim, zice, dar Iuda n-a vrut să înțeleagă. De mai multe ori zice, dar Iuda n-a vrut să înțeleagă. Deci cumva Domnul a încercat de mai multe ori. Și în cele din urmă Domnul îi zice, prietene, ce ai de făcut? Fă cât mai curând. Este o dezlegare pe care o face Domnul și răului ca să se manifeste, altfel nu s-ar putea manifesta. Pilat i-a zis la un moment dat Mântuitorului, am putere să te liberez și putere să te răstignesc. Și Domnul îi zice, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. Răul nu se poate manifesta dacă Dumnezeu nu-l îngăduie, dacă Dumnezeu nu-l dezleagă, zice, acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Și Dumnezeu a îngăduit toate acestea ca în om, totuși, de va fi cu putință în cele din urmă să se trezească sentimentul de pocăință, de căință. Iartă-mă, Doamne, că totuși eu sunt de vină, din pricina mea pătimești. Nu te scârbi de mine. Cred că și Iuda ar fi fost căutat de Domnul, la fel cum l-a căutat pe Petru. După înviere, Domnul îl caută pe Petru, care l-a trădat și el, adică s-a lepădat cu blestem, măcar că înainte promisese că orice s-ar întâmpla, chiar dacă toți s-ar lepăda de Hristos, el nu. Și când l-a vădit una dintre slujnice că și el este ucenicul lui Hristos, imediat s-a speriat și a zis, eu nu-l cunosc pe omul acesta cu blestem. S-a blestemat că nu-l cunosc. Dar apoi a plâns cu amar când a întâlnit privirea lui Hristos, a început să plângă. Și Domnul l-a căutat după înviere cu întrebarea, Simone, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Chiar mă iubești? Și apoi n-a mai avut același curaj, dar totuși a zis, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc chiar dacă am făcut ce am făcut. Și cred că l-ar fi căutat și pe Iuda dacă nu s-ar fi spânzurat. Și Iuda a suferit după
Și el și-a dat seama că a făcut ceva rău. Coșmarul de conștiință, da. Clar. Dar la el a fost ceva mai grav. El se demonizase deja. În primul rând s-a împătimit cu iubirea de bani. Și se spune lucrul acesta întroparul slujbei din Joia Mare, că Iuda s-a îmbolnăvit cu iubirea de bani. El avea punga, visteria. Tentația era tot timpul la el. Și deja se împătimise de asta. Și a intrat Satana în Iuda. Da. La cina cea de taină, Domnul l-a împărtășit și pe el, dar împreună cu împărtășania, pentru că el n-a fost cu inima sinceră. Ca și cel. Da, el s-a demonizat. Și era stăpânit de un duh rău care până la urmă l-a dus la sinucidere. Dar dacă ar fi avut tăria aceea de a se împotrivi și de a nu se sinucide, cred că Domnul l-ar fi căutat și pe el. Adică acea tresărire a conștiinței când se duce și dă ulterior răstignirii banii celor de la templu zicând am greșit vânzând sânge nevinovat, el a rămas la nivelul teoretic. Da, da. N-a mai făcut și pas. Și Satana l-a copleșit atunci cu deznădejdea, cu cum se întâmplă, vedeți? Deci un fir... Când omul păcătuiește, Satana vine cu descurajarea, cu deznădejdea, dusă uneori la extrem. Vedeți, prea voastră, analizând șirul acelor evenimente și actualizându-l la ceea ce trăim noi astăzi, firea aceasta omenească, îndreptată mai mult spre a face răul, păcatul, fără de legea, decât de a săvârși fapta cea bună a virtuții. Când Pilat încearcă o stratagemă de a-l elibera pe Iisus sub o formă oarecum ca să facă, să fie pe placul mulțimii, el spune, știind că poporul îl cunoaște bine pe Baraba, clar, un tâlhar notoriu care a făcut atâta rău, nu? Era un antisocial, și pe Iisus care le-a vindecat bolnavii, i-a săturat în pustie, a mai înviat câte un copil din morți, gândindu-se că oamenii, logic și argumentat, vor alege nu, pe Iisus. El îl prezintă, era și obiceiul, deci faptele îi erau favorabile, să zic așa, cel puțin premisele. Și spre surprinderea lui și a noastră, poporul alege un criminal ca să-l elibereze, doar ca să-l dea pe Iisus la moarte. Da, pentru că poporul a fost instigat, a fost manipulat. Poporul, în general, este destul de ușor de manipulat, de manevrat și aceasta au făcut-o mai mari iudeilor, din păcate. Și s-au solidarizat așa unii cu alții și au cerut blestem asupra lor și a zis sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și vedeți cum răspunde Hristos la blestem, că El își dă sângele, dar nu spre blestem, ci spre iertare, spre vindecare. Până la urmă, sângele Lui se varsă și peste iudeii care s-ar converti și care ar recunoaște că au greșit, sângele Lui Hristos ar spăla și păcatele lor. Este oare cel mai mare blestem din istorie, cel pe care l-au rostit iudeii? Greu de zis, dar s-au osândit singuri. S-au osândit singuri, nu Dumnezeu i-a blestemat. Ei singuri s-au blestemat. Dumnezeu doar binecuvintează. În această perioadă, preasfioastră, slujbe mai intense. Dimineața Sfânta Liturghie, seara acele denii și v-aș propune să ne referim mai ales la partea ultima săptămânii mari. Vorbim de Joia Mare, de exemplu, dimineața Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile, și seara din acelor 12 Evanghelii. Punctați puțin această zi. Da, în Joia Mare ne amintim întâi de toate de cina cea de taină, momentul în care a fost instituită Sfânta Liturghie și săvârșim liturghia Sfântului Vasile unită cu vecernia. Ar trebui să se facă undeva mai spre seară, fiind totuși încă o zi de post mai aspru, de ajunare. Dar, în practică, se face mai de dimineață în cele mai multe parohii. Și apoi, seara, începem denia celor 12 Evanghelii, pentru că deja
pomenim pătimirile Domnului, prinderea și după aceea judecata nedreaptă, condamnarea la moarte, apoi răstignirea, drumul crucii și ultimul moment în care El și-a dat Duhul și apoi punerea în mormânt. Toate aceste momente sunt punctate în pericopele, în cele 12 pericope evanghelice care se citesc pe parcursul Sfintei Slujbe. Și apoi, în Vinerea Mare, este zi de ajunare desăvârșită, dimineața se fac ceasurile împărătești, la care iarăși se citesc evangheliile patimilor, iar seara, prohodul Mântuitorului, se face procesiunea cu Sfântul Epitaf, se înconjoară biserica acolo unde se poate, iar poporul trece pe sub Sfântul Epitaf cu o semnificație profundă, adică prin aceasta arătăm că și noi ne-am îngropat împreună cu Hristos în moartea Lui, ca să și înviem la o viață nouă tot prin puterea Lui. Iar după slujba prohodului, după denia prohodului, care de fapt este utrenia sâmbetei celei mari, avem iarăși în Sâmbăta Mare liturghia Sfântului Vasile, unită cu vecernia, la care deja se cântă cântările învierii pe glasul întâi și sâmbătă seara deja avem canonul sâmbetei celei mari și apoi la miezul nopții, acolo unde se poate, slujba învierii. Acum, în condiții de pandemie, va fi mai greu, vom fi nevoiți să facem mai devreme. Cred că fiecare parohie își va adapta rânduiala slujbelor potrivit cu situația din zona respectivă, cel puțin aici, la noi, în Spania și Portugalia. Și așa ajungem la acel moment de mare intensitate când preotul iese cu făclia aprinsă și cheamă: tot poporul, veniți de luați lumină. Ne aprindem toți lumânările din lumânarea preotului care îl închipuie pe Hristos, lumina lumii, lumina care a luminat în întuneric, iar întunericul ne-a cuprins, n-a biruit-o. Acel moment ne amintește și de botezul nostru, este un moment în care trebuie să ne înnoim făgăduințele făcute la botez, pentru că același gest s-a făcut și la botez. Noi ne-am aprins lumânarea din lumânarea preotului sau din candela sau lumânarea care este pe masa botezului. Și așa arătăm că și noi, creștinii botezați, suntem lumini aprinse din lumina lui Hristos. Și noi trebuie să fim în această lume lumină pentru cei care trăiesc în întunericul neștiinței, în întunericul patimilor. Sunt cu multă înțelepciune rânduite toate aceste slujbe. Sigur, în toată perioada anului bisericesc, dar parcă acum și mai mult simțim acest lucru, că totul este foarte bine rânduit și noi trebuie doar să fim prezenți, să fim cu inima deschisă, ca să retrăim cumva, să actualizăm tot ceea ce s-a întâmplat atunci. Nu este o simplă amintire așa istorică, ci este o prezență duhovnicească și noi suntem prezenți, pentru că se spune astăzi este răstignit pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Astăzi, adică eu sunt prezent în chip tainic prin mijlocirea Sfintelor Slujbe la răstignirea Domnului, la înmormântarea Lui și la bucuria învierii. Și tot ceea ce se întâmplă în biserică, vedeți, este mereu astăzi, mereu acum. Este un mod de a trăi mereu în veșnicia lui Dumnezeu, de a pregusta deja veșnicia lui Dumnezeu.
un cuvânt de binecuvântare sau un îndemn, mai bine zis, pentru cei care ne ascultă, având în vedere că această emisiune se difuzează spre finalul săptămânii patimilor? Să căutăm să fim cât mai aproape de Hristos în aceste zile și după aceea în toată vremea vieții noastre, cât ne-a mai rămas de trăit în această lume, să fim cu privirea mereu ațintită la El și la pătimirile Lui, dar și la învierea Lui. Pentru că dacă vom avea privirea ațintită la El, atunci și patimile noastre sau pătimirile noastre și bucuriile noastre în același timp le vom trăi altfel, vor avea alt conținut și altă valoare. Adică și suferința și durerea, dar și bucuriile, trebuie să le trăim mereu împreună cu Hristos. Privirea trebuie să fie mereu ațintită la El, pentru că El este rațiunea de a fi a întregii existențe. Toate s-au făcut prin El și pentru El. Vom auzi acest cuvânt la Evanghelia din liturghia din Duminica Sfintelor Paști. La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate s-au făcut prin El și pentru El. Înseamnă că în afara Lui, lumea și omul nu au niciun rost. Toate se prăbușesc în întuneric. Dar în lumina Lui Hristos toate capătă sens, toate capătă valoare. Noi înși ne simțim că avem valoare veșnică și că merită să suferim tot ce ne este dat să suferim în această lume, în această viață, pentru ca să putem trăi bucuria fericirii veșnice împreună cu Mântuitorul Hristos. Ne încurajează Mântuitorul cu acest cuvânt: femeia, după ce naște, uită durerile facerii de bucurie că a născut om în lume. Așa și noi vom uita toate suferințele acestei lumi când îl vom vedea pe Hristos față către față. Și deja această bucurie o pregustăm la slujbele la care participăm în această perioadă. Dragi prieteni, ne despărțim, dar pentru puțin timp, cu frumusețea sobră a acestor praznice din săptămâna patimilor, acestor zile curate și nobile, însoțindu-L pe Hristos în greul drum al Calvarului, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim și Preasfințitului Părinte Teofil pentru acest frumos dialog pe teme spirituale și suntem în așteptarea nopții cele sfinte a Paștelui. Până la emisiunea care urmează, numai de bine!